În episodul de astăzi, Luca a venit în regatul Burger ca să mă spioneze și să afle secretul meu. Stați până la final ca să vedeți ce a aflat. Dar nu uitați să apăsați butonul drag dacă vreți cât mai multe episoade. Eu vă las cu episodul, vizionare plăcută. Alex, să știi că trebuiască să ne facem niște decapătabile, cresin, am înțeles. O să trebuiască să facem niște capcane. Știi să faci capcane, Alex? Nu prea. Nici eu nu știu. Ei bine, trebuie să le facem cumva. Așa că hai să ne gândim la niște capcane, că cel mai probabil nu știu ce se va întâmpla. Cred că o să se aleze cu ratopia sau cu artopia sau cu cartopia, nici eu nu știu. Așa că trebuie să facem capcane, că dacă o să vină să ne atace toți, va fi groaznic. Că noi suntem noi regi aici, deci noi conducem acum regatul Burger. Dar nu mai e regatul Burger, e regatul Brotonel. E regatul, cum se numește regatul nostru, Alex? Ia, dă-ne un nume de regat șmecher. Regatul, nu știu, uite, cel mai șmecher nume. Nimeni nu se va aștepta la numele ăsta. Spuneți voi de noi cel mai șmecher nume. Așa că hai să vedem dacă avem ce capcane să facem. Ok, Alex s-a pus să facă niște capcane. Eu voi face temnița asta. Nu prea pare că ar fi cine știe ce temnița, dar vă zic eu că o să fie. O să fie cu lavă, o să fie cu căldură, o să fie cu piscină incorporabilă. Ce vrei să faci, vai de viața mea? Stai să nu bubi, să nu bubi. Am înțeles. Lasă că e bine, și așa trebuia să spargem aici tot. Ok, bun. Vino puțin, Alex. Uai, aia zic. Cred că da, mersi fain, chiar rămân în datoră. Uite, vino puțin să vezi și tu temnița și spune-mi și mie ce ar trebui să mai modificăm. Tu ce idee, Alex? Eu mă gândeam aici să fie temnița, eu mă gândeam să înconjor absolut toți pereții ăștia cu apă. În caz de o să sape, se vor aneca în apă, că n-au cum să spargă stăunul, știi? N-au cum. Dar ți se pare că ar trebui să mai modificăm ceva? Să lăsăm în mijloc numai vreo 6 blocuri și așa împrejur să fie plin cu lavă și sus cu apă. Ok, mai putea ajuta? Ca să văd și eu ce idee ai? Ok, hai să ne punem la treabă. Mamă, ce-a făcut Alex aici? Mâncarea sufletul vostru! Măi, de viața mea! Alex e diabolic! Alex e diabolic! Eu n-am văzut situația așa, dar Alex... Ok, Alex e diabolic. Alex chiar e diabolic rău de tot. Chiar e diabolic. Eu am vrut doar să pun apă. Ok, nu cred că mai are Luca nicio șansă. Cred că maxim se poate preda. Bă, spuneți lui Luca să se predeie, că nu mai are nicio șansă. Alex, nu crezi că ești cam diabolic? Nu. Nu? Bă, mi se pare că puțin da. Alex, tu o să fii regele aici în temniță, că ai făcut-o, nu știu. Nu știu, ai făcut-o... Foarte malefic. Foarte malefic. Spirit? What? Ce faci, Spirit? Dar ce faci, Spirit? Cum ești? Nu înțeleg ce se întâmplă. Păi, dar nu sunt multe de înțeles. Păi tu ești de partea mea, Spirit, nu-i așa? Da. Da, chiar mă bucur să aud asta. Ok, să știi că noi în momentul de față suntem toți împotriva lui Luca din motivul că ne-o trădat pe toți. Adică pe Zeri, pe mine, pe Alex, pe tine te-o abandonat aici și pe Ase. Păi deci, și Cristina? Păi Cristina, na, decapotabilă Cristina, știi cum e? Adică... Cristina s-a dus cu Luca. Păi lui Luca îi place de Cristina și s-a dus cu Cristina. Și m-a lăsat pe mine aici, m-a dat la o parte. Chiar nu știi? Deci vrei să ne ajuți? Păi ce trebuie să facem? Păi cel mai probabil o să ne atace Luca. Cel mai probabil o să ne atace că eu momentan sunt regele aici. Și bine, nu sunt eu regele, suntem toți. Că nu sunt eu rege. Dar s-ar putea să ne atace Luca să-și vrea totul la loc. Și trebuie să fim puțin precauți. Deci nu știu, tu ce zici? Să fac o schemă, să mă dau de partea lor. Da, ești viața mea, dacă faci asta, da, bună idee, îmi place. Ai fulară, vrei să-ți dau? De alea de invizibilitate, vrei? Nu. Poftim, uite că ți-am dat unul. Ok, bun, dar momentan nu știu nimic de Luca. Dacă vrei să te dai de partea lui, chiar aș aprecia maxim. Alex, să știi că eu iau toate itemele, că nu știu dacă va fi ceva bine. Și o să le retragem. Auzi, Alex, Alex, le putem pune sub casa ta? Ai zis că ai o cameră secretă, da? Da. Sau mergem în pădure și facem buncărul? Cum vrei tu? Bă, momentan ne gândim. O să ne gândim să vedem. Că nici eu nu știu momentan cum vom proceda. Eu încă văd ce vorbesc între ei. Poftim? Nu te cred că tu încă... Și ce vorbesc ei? Nu te cred. Da, Marisi, că zice hai pe aici, nu știu ce, waypoint. Ok, am înțeles. Păi să ne mai spun și nouă care este faza. Ok. Mamă, ia fiți antenă, bă, ce noroc de Spirit, Spirit e cea mai tare, n-ai cum așa ceva. Deci Spirit e cea mai tare, n-ai cum. Ce, Cristina, decapotabilă Cristina, bă, băieți, n-ai cum. Spirit cea mai tare, Spirit e cea mai tare. Ok, hai să mergem să ascundim și noi astea. Și altceva, nu mai avem nimic pe aici, nu mai avem nevoie de nimic. Hai totuși să vedem dacă avem unde ascunde. Nu.
Nu te cred. Bă, uite-mă la Alex, ești prea tare, bro, jur. Nu te cred. Ok, stați așa, mamă, ce-a făcut Alex aici. Bă, frate, bă, uite-mă la Alex. Astea sunt goale, dar nu-i problemă. Lasă să pară că sunt multe. Uite, bă, ce-a făcut Alex. Bă, dar știți care e problema? Fiți antenă. Deci fiți antenă, voi vedeți. Deci, vedeți camera asta, da? O vedeți, vedeți ce camera are Alex făcută. Gata, poți astupa acolo. Mai are și asta. Mai are și aici încă o ascunzătoare. Asta e numai așa, știi? E numai... Bă, ce-mi place de Alex. Absolut nicio șansă. Ok, bun. Noi avem un buton aici. Putem intra aici. Ia, gata cu patiseria. Aia zic, bun. Și am niște blocuri. Știi ce voi face de... M-am închis aici. Alex! Alex! M-am închis în temniță. M-am închis în temniță. Brother, știi ce? Nu se supără dacă sparg ușa, nu? Ok, bine. Nu mai contează. Alex, sper că nu mai auzit. Dacă m-audi și Alex, că țip, că m-am închis în temniță. Să știi că nu o să întâmpla nimic, Alex. Doar m-am închis în temniță singur. Hai că punem și așa ca să-și mai ia damage, mai ca să auzim. Voto, unde ești? Da, spirit, acum vin. Scriu pe chat că se apropie, că mai am puțin. Cine? Cine a zis asta? Mariusica cu Luca. Mamă, Mariusica cu Luca? Hai, Alex, ne pregătim că aparent se apropie. Nu-i deloc bine ceea ce se întâmplă, vă zic eu. Nu-i deloc bine, chiar nu-i deloc bine. Așa că trebuie să fim gata, pregătiți de orice. De orice trebuie să fim pregătiți, bă, băieți. De absolut orice. Spirit, ești aici? Da. Ok, să fii pregătit să facem planul, da? Ok. Bro, e cineva acolo? Mi se pare că e cineva acolo, dar nu știu sigur. Ok. Stați așa două secunde. Poate nu vine nimeni după mine aici. Ok, hai că a venit Alex. Intrăm aici și mai am depus cea mai important lucru ever, cartea. Avem aici depus cartea. Hai, ne teleportăm. Hai, Alex. Bă, dar oare unde este Zeri? Unde o fi Zeri? Ce face Zeri? Sparge tu peretele. Unde este Zeri? Unde o fi Zeri? Ce face Zeri? Sparge tu peretele, Mariusica? Alex? Alex, fii atent, Alex. Nu te cred. Bro! Ce perete? Stai că nu știu. Bro, ce perete? Uite-mă la ei, bă. Bro, ce perete? Uite-mă la ei. Luca, te știu aici. Luca. Mariusica, face... Arată-te, Luca. Oh my god, ne știe. Luca! Luca! Bro, ce perete au spart? Luca, ești aici? Fii antenă, cred că o intra fix pe aici, nu? Stai așa că nici nu pot sări aici. Bro, și eu am să fac chestia asta, știi ce? Mă duc să iau repede niște blocuri și să astup repede tot. Să vedem. Ai văzut ceva, Alex? Am auzit niște pași. Ok, stai așa că o spar zidul și trebuie să acoperim acolo tot. Ok, stați așa repede să vedem. Aici e ceva dubios? M-au speriat, Alex. Era să țip trăibar. Noroc că n-am făcut-o. Stai așa, pe unde ați intrat, bro? Stai că nu știu pe unde au intrat. Doar nu cred că au intrat fix pe acolo pe unde am spart eu să vin de fiecare dată, nu? N-ai cum așa ceva. Luca! Arată-te, Luca! Luca, nu mai merge treaba așa, arată-te! Ce se petrece? Nici nu știu, cred că pe acolo au intrat. 100% pe acolo au intrat. Nu te cred, 100% pe acolo au intrat. Prin altă parte nouă pe unde nu văd nimic. Absolut nimic nu văd. Ok, am înțeles. Totuși trebuie să vedem mișcare. Uite, iar e casa Cristinei deschisă. Bă, fratele meu, ai venit tu aici, Alex, la casa Cristinei? Nu. N-avea două paturi Cristina. Bro, stai că nu știu ce se petrece. Luca, arată-te. Te-am văzut pe chat, Luca. Ai scris tuturor. Mama, acum mi-am dat seama că eu nu scrisesem pe chatul bun. Spirit, ești aici? Bro, unde-i Spirit? Spirit, ești aici? Ok, bro, pleca și Spirit. Păi, ceva dubios. Mergem înapoi acolo, jos la noi? Hai. Că nu știu unde. Da, Spirit. Am auzit niște pași, deci intră. Și unde? Luca! Am auzit apa. Apa? Bro, stați așa să merg repede să trag apa. Hai să tragem repede apa. Alex m-a împins, Alex m-a dat la o parte. Normal că Alex e regele. Alex e regele, bă, băieți, normal. Stați așa, că dacă trage acum apa am pus-o. Ok, perfect. Bă, Alex, bă, ce, nu știu ce să facem. Alex s-a dus. S-a dus, Alex, așa-i? Ce? Ba nu? Nu s-a dus? Alex? Eu am văzut pe cineva în apă. Ok. E careva aici sus? Luca, ești aici? Bro, care-i faza? Uite puțin, Alex, că au avut Luca iteme ascunse de noi. Uite puțin. Deci aici au avut iteme ascunse, Luca, dacă-ți vine să crezi. N-ai cum așa ceva. Uite și semnul Cristinei, decapotabilă Cristina. Au lăsat repede semn. Luca, loc, te iubesc. Uite aici niște iteme. Poftim, Luca. Alex? Cam s-a furat din chesturi.
Cum adică s-o furat din chesturi? Bro, s-o furat din chesturi? Mamă. Bro, nu mi se pare că ar fi nimic furat, că de aici am furat ea deja. Aici am furat eu deja, n-are ce să se fure. Bro, eu n-am văzut, dacă era Luca, 100% îmi puneam vreun semn ceva pe aici. În rest, nu mi se pare că ar fi Luca. N-are cum, nu-i nimeni, nu-i nimeni. Și din chesturi am luat eu și am dus acolo la bunker, la mine, Alex. Bro, dar eu tot nu știu absolut nimic de Zeri. Ce se petrece cu Zeri? Deci Zeri a dispărut total. Deci de când a fost toată chestia asta cu Luca, Zeri nu l-a mai văzut deloc. Oooo, dar ce e asta? Aia zic! Bă, că merge! Îmi place, aia zic. Hai, Alex, ca să punem butoiul, că nu mai avem treabă pe acolo. Trebuie să vedem ce facem aici, să astupăm tot să nu intre nimeni. Ok, casa Cristinei vreau să o închid, că nu știu cine tot are treaba acolo. Spirit, mai ești pe aici? Spirit, 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 Spirit. A, deci tu ne urmărești, să înțeleg. Da, da. Ok, ce Spirit, ce tu nu știi de bunkerul nostru, nu? Ce bunker? Noi avem un bunker ascuns în pădure, tu nu știi momentan nimic de el, dar o să vrei să vii și tu cu noi? Adică te alezi cu noi? Da, da. Da, pe tu chiar ești viața mea, știi ce? Decapotabilă Cristina să rămână! Știi ce, Luca? Rămâi cu Cristina că eu am Spirit, nu mai trebuie nimic. Bro, ce s-a auzit? S-a auzit ceva dubios. Ai auzit și tu ceva dubios pe lângă noi, nu? Alex, mi-ai luat un ghiozdan? Nu. Bă, băieți, nu avem un ghiozdan aici? Ba da, Alex, avem un ghiozdan aici. Bă, băieți, eu cred că mă duc în bunker. Pare rău să zic asta, eu cred că mă duc în bunker. Că n-am ce face altceva. Dar nu vreau să-i spun nimănui că o să lipsesc. Nu vreau să-i spun absolut nimănui. Așa că mă voi duce puțin acolo să văd măcar care este faza și probabil să încep să fac pereți. Uite aici, vedeți lacul ăsta de lavă? Ei bine, sub acest lac de lavă va fi baza mea. Deci aici va fi baza mea, bro, aici ce se află? Ai, bă, că e ceva oraș ultra părăsit, să înțeleg, nu? Cam așa pare. Pare că e ceva ultra părăsit. Perfect, dacă e ceva ultra părăsit, nimeni nu se așteaptă să am o bază aici, nu-i așa? Aia zic. Și aici o să aduc eu toate ghiozdanele mele. Deci ăsta va fi locul meu secret. Aici îmi voi aduce toate ghiozdanele. Bine, probabil voi săpa și mai adânc. Numai că momentan nu mai am cum să mă urc. Momentan nu mai am cum să urc. Nu mi-am luat lemn, nu mi-am luat absolut nimic. Bă, frate, jură-te. Îți! Aia zic, atât a fost. Bun, și punem aici repede dirt. Punem așa dirt. Nu-și va da nimeni seama. Alex! Da. S-a întâmplat ceva? Uva. Bă, ne suspectează ăsta. Oh! Oh my god, cât de aproape a fost asta. Aia mă omoră până și pe mine. Alex, putem să vorbim între patru ochi? Că, nu știu, Spirit ești aici? Ok, nu-i Spirit. Hai și noi puțin. Uite, vino aici, nu cred că va fi nimeni aici. Hai aici. Auzi, Alex, să știi că sub casa ta sunt toate itemele noastre cel mai periculoase. Nu vrei să le ducem la bunkerul nostru? Că ba, da. Momentan văd că nu-i prea bine ceea ce se întâmplă. Dar numai stai două secunde. Stai două secunde că nu știu cum să o facem. Că dacă chiar sunt aici în regat, s-ar putea să vadă absolut tot. S-ar putea să vadă absolut tot și chiar nu trebuie să vadă asta, dar momentan nu știu unde e Spirit. A, ba da, uite pe Spirit. Spirit! Ce faci, Spirit? Bine, unde ai fost? Am fost până jos, în casă la Alex. Nu, am fost și eu acolo și n-ai văzut. Are Alex o cameră secretă, n-ai văzut-o? Nu, ia, unde? Uite, e aici. Uite, dacă vii pe aici, are aici niște trapdoor-uri care coboară în jos. Și dacă vii aici, are prin perete. Aici o cameră secretă, dar mai este ceva secret aici. Dar unde-i Spirit? Spirit? A, ok. A, nu te vedeam, era invizibil. Uite, e aici, chestia asta. E ceva ascuns, dar mai e încă ceva ascuns. Unde sunt toate itemele ascuns? Am auzit și eu ceva. Uite-l, uite-l, nu te cred, uite! Uite cine, bro, care e? Stai, vină cu a! Mariusica, n-ai cum să mai scap, Mariusica, ascultă aici, Mariusica, vino aici, Mariusica. Uite, bă, ce scapă, vino înapoi, Mariusica, nu mai ai cum să scapi. Mariusica, vino aici. Mi-a pus șastea în față, bro, oare a murit? Nu cred! Refuz să cred așa ceva, bro. Nu muri și dacă mă bag eu mă omor instant. Nu te cred. Bă, cine-i mă? Stai așa.
Astea încă dau damage. Mamă, că mă omoară astea instant, nu te cred. Mamă, bă, Alex, bă, ce damage dau chestiile astea, bro. Deci tentaculele astea. Au, mamă, că mă omoară. Mamă, Alex, dau damage tentaculele astea. Ba, uite, bro, era Luca. Nu te cred că era Luca. Păi, acum e mort. Era Luca singur? Uite-l, bă, cu toate. Uite! Nu te cred și cu... Uite-l, mă, frate, și cu cărți. Și cu cărți era Luca al nostru. Bă, Luca, bă, în halul ăsta nu mai ai încredere în mine, a? Uite, bă, la el. Uite, bă, la Luca, bă, frate, bă. Ia dă tu cartea aici. Ia dă tu cartea aici. Ia fi antenă. Ia fiți antenă. Mă arăți că ești aici? Era Luca singur? Alo? Alo? Ase? Ase, da. Prietenul meu, stai. Ce faci? Nu, stai că nu ne batem. Păi acum eu cu Alex suntem regi aici și cu Zeri. Păi Luca... What? O plecat Luca, ne-a trădat. Păi și... Ce... De ce ne-a trădat? Păi eu ales-o pe Cristina. Decapotabilă, oh Cristina. God. Așa da, o... Ok, bro, deci ne-a trădat din cauza Cristinei. Cristina a avut o bază secretă aici și a furat toate itemele. Nu știu dacă știi, dar a furat și de la tine. Avea niște iteme acolo sus în pod și le-a furat și le-a pus aici sub casa ei. Numai că eu am dat foc la casă și am băbuit toată casa și am descoperit baza aia secretă. Și Luca tot cu Cristina ține în continuare, tot cu Cristina. Așa că ne-am bătut, Alex a câștigat lupta, bineînțeles. Și bine, ne-am luptat, m-a trădat pe mine, pe Alex, pe Spirit, o lăsat-o aici pe tine. O zis că pe tine nici nu te ia, că ești un trădător de nota 1, așa că... M-a făcut trădător? Da, te-a făcut trădător, dar nu știu de ce, că totuși tu ai venit aici pe barcă, știi, adică nu știu dacă tu ai făcut ceva. Habar n-am, nu știu ce se petrece și acum am dat peste Luca, o venit pe ascuns, o venit... Doamne, băi, ce se întâmplă, parcă eram toți uniți aici, acum... Păi asta am zis și eu, numai că au vrut să ne excelezi pe fiecare în parte, pe mine m-au excelat de 5 ori, m-am întors de fiecare dată și de fiecare dată m-au omorât și m-am întors iarăși și Luca au zis, pleci de aici sau te mor. Și până la urmă, uite, m-am aliat cu Alex. Și Alex acum, uite, vezi ce periculos e. Uite, eu te uiți numai după deci față și vezi să că... înțeleg că tu ești noul rege de aici din regatul Burgărilor. Nu sunt rege, fiecare face ce vrea, nu, chiar nu mă consider rege aici. Adică uite, Spirit e rege, tu ești rege. Ești Alex? Așa, mai șmecher să zic așa. Da, uite, fii atent. Te cred, da? Ca și ca să-ți arăt că te cred, vreau să vii până la mine acasă să-ți arăt un secret. Hai să vedem, un secret? Bro, dar de ce toată lumea are secret aici? Că eu n-am avut niciun secret, nimic n-am avut. Bine. Este un secret foarte mare de-a meu. Un secret stai foarte mare? Să mă leg la șireturi, stai puțin să mă leg la șireturi. Ok. Bro, ce bătușe ai în picioare, bro? Nu te... What? Mamă, uite. Ok. Bă, dar ce casă faină ai? Bă, uite, mamă, bă. Se cred că mă mut în casă cu tine. Îmi place. Da, îți place casa mea. Fai, și aici în pod chiar e... Ai și cățel! Cum îl cheamă? Șpiții? Nu știu cum îl cheamă. Șpiții. Șpiții, da, Șpiții. Ok, și care e secretul? Care e faza? Ce, nu vezi nimic pe aici neregulă, nu? Nu. Ce ar trebui? Opa. Bro, dar de ce toată lumea? What? Nu te cred. Bro. Da? S-a cam furat ghiozdanele alea ale noastre OP. Cine să le... Care ghiozdane, bro? Stai, care ghiozdane? Alea ce erau ascunse sub casa ta? Dar n-am zis nimănui de locul ăla. Nu te cred. Bro, n-am spus nimănui de locul ăla. Ase? Tu știai? De fapt, Ase nu știa nimic. Ce loc? Nici nu știu despre ce vorbiți, v-am arătat locul meu. Uite, vino puțin, stai așa. Ok, am înțeles, dar uite puțin. Bro, e careva aici, fii antene, era pe invizibil, o alerga acum. Cristina? Sigur nu eram eu, că dau cu double jump. Ba, cred că erai tu. Mamă, ce... Nu te cred, fii antenă. Deci avem două locuri ascunse, avem aici, ăsta din tablou, și mai avem aici jos, numai că aici avem toate ghiozdanele alea cele mai OP, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ce ghiozdane OP? Păi, toate itemele de aici sau? Da! Ok, și acum fără iteme ce vom face? Alex, ce plan ai? Ce facem? Acum rost de o magie șmecheră rău. O magie? Pot vedea playeri, da, pot vedea jucători invizibili, tot fel că... Știi că ți-o zis zeria aia? Că te poate da, mi-a dat și mie, dar mi-a furat-o Luca. Am făcut și eu rost de ea. Nu te cred! Păi și vezi ceva suspect pe aici? Stai așa că mă încerc. Ia stați așa că l-avem pe Alex aici. Hai Alex, poate prinzi pe careva. Spirit, tu sigur nu te-ai văzut cu Luca? Că ai lipsit foarte mult timp și te-am căutat. Păi, dar te-am căutat foarte mult timp. Azi, tu abia acum ai intrat? Da, acum am venit în regat, am fost să iau... N-ai văzut acolo jos în backpack-urile alea?
Am fost la explorat. Ok. Noi nimeni. Proi, dubios, da. Rău de tot. Nici păi... nu știu despre ce vorbiți. Mi-ai arătat. Și pe zeri l-ai văzut? Pe zeri? Pe zeri nu l-am mai văzut de ieri, de când m-am învățat și pe mine niște chestii, să zic așa. Niște chestii? Cum ar fi? Magie. A, ok, am înțeles. Deci toți avem magie. Sper tu ai magie. Da. Ok, dar în caz divine Luca, azi tu de partea cui ești? Odată ce au vrut să te trădeze bine, cât și pe Spirit, cât și pe Alex, cât și pe mine, pe mine m-au exilat, pe Alex la fel, pe Zeri la fel, dar Zeri nu știu unde a dispărut, nu știu nimic de el. Păi nici nu știu ce s-a întâmplat, normal că te cred pe tine. Bro, da, dar e chestia, eu nu prea vreau să mă bag cu Luca, știi? E cel mai bun prieten, dar în caz de orice, că s-ar putea să se răzbune pe Alex și eu îl apăr pe Alex, ni te alături sau o să fie împotriva noastră? Uite, Spirit, de exemplu, e cu noi, ține cu noi și o să spun că o să lupte cu noi. Da, și eu o să lupt cu voi, normal. Ok, apreciez maxim. Doar că, bro... Să speram că nu se ajunge la luptă, zic și eu. Da, Alex? Am uitat să zic ceva, într-un ghiostan aveam o sabie de Nether, aceea care mă băteam atunci cu Luca aia OP. Și fix pe aia o luat, așa-i? Da. Ma, ne-am dus. Bine, nu cred că o să fie vorba de război. Luca, dacă ești aici, răspunde. A, clar o să răspunde dacă e aici, adică... Nu, că Luca nu-i lași, el mereu o răspuns. Nu-i lași, absolut deloc, mereu o răspuns. Dar aparent... Merg până acasă să-mi schimb și eu hainele astea de pe okay, mine, bun. De când am fost. Bun, și hai. Ne vedem puțin mai târziu, pa. Ok, bun. Bro, stai, dar Spirit totuși știa mai multe informații, că vedea chatul lui Luca, nu? Unde-i Spirit? Da. Spirit? O mai scris Luca ceva pe chatul ăla? Că nu mi-a mai zis nimic. Că habar n-am. Nu păi, înțeleg. Păi nu a mai zis nimic, este aici cu noi în regat sau ceva, nimic? Nu, n-a scris. Ok, am înțeles. Cum îmi speră de atâta timp chiar nu a mai scris Luca nimic? Mie mi se pare dubios. Ție nu ți se pare dubios, Alex? Ba da. Că totuși, no, Mario zic că scrie pe chat non-stop. Nu, no, nu m-am mai scris. Ok, am înțeles. Te cred. Nu cred. Cum adică? Cum adică? M-au auzit, am zis cu voce tare. Cum adică? Păi am zis că te cred. Da? Cu un nu în față? Nu, am zis că te cred. Păi ți-am zis de la bună ce pot că am încredere în tine. Păi da, am zis de la bun început că am încredere în tine, doar n-ai un motiv pentru care să mă minți, că nu ți-am făcut nimic. Unde? Sunt aici, ase, spune. Ah, ce m-am speriat, bă, ești invizibil. Da, mi-am schimbat și eu șosetele alea, că miroseau destul de ciudat. Ah, ok. Botoșeia ce ai văzut. Da, bă, mi-i supără mie ceva dubios, dar care-i faza cu pălăria asta? Ce, acum vrei să scoți un iepuri din joben? Care-i faza? Nu, bă, e pălăria mea, what do you mean? Pe ce pălăria, așa? Aaaa, am înțeles, da? Acum ai înțeles? Da, acum da, are sens. Dar ai zis cumva mai devreme ceva că Luca a furat de unde? Dintr-un loc secret? Da, au furat de la noi din locul nostru secret, au furat de la tine, doar că eu mai am un bunker. Mai are un bunker, ok. Secret. Ce pe care doar eu îl știu. Eu un bunker în caz de război, în caz de pornește vreun război, eu mă retrag acolo. Păi și cum arată bunkerul ăla? Sau care e faza cu el? E prima dată când aud de un bunker vreodată în viața asta. Păi da, dar e chestia că nici eu nu știu să mă duc la el. În cazuri extreme, probabil o să mă duc acolo, dar nici eu nu știu cum o să ajung acolo. Că trebuie să o iei pe jos prin tunel și trebuie să ieși în pădure și e undeva în pădure.